Deci, eu personal și alături de marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova nu-și doresc un candidat desemnat de Partidul Democrat, care a creat o așa numită majoritate parlamentară în condiții incerte, obscure, cu multe suspiciuni privind coruperea și șantajarea deputaților. Partid care controlează marea majoritate a instituțiilor de stat și ne-a făcut de rușine în întreaga lume prin furtul miliardului, partid care creează și menține scheme de fraude în sectorul energetic, și aici mă refer nu numai la energie electrică, dar și ce se întâmplă la Moldova Gaz, de 4 ani documentele stau la procuratură cu toată baza de probe și nu se face absolut nimic. Deci nu vrem, cetățenii Republicii Moldova nu doresc să aibă în continuare un regim criminal și vreau să-i transmit un mesaj domnului Plahotniuc și partidului care îl pretinde că îl reprezintă. Voi sunteți o gașcă, noi suntem un popor. Adică și vrem alegeri anticipate. Niciun fel de candidat și niciun fel de guvern condus de hoți și bani.